Iată, ne-a estimat telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, Viorel Demian, viceprimarul orașului Hațeg, tema emisiunii Hațegul încotro. Ba, parcă chiar se leagă tema cu ultimele minute de discuție. Îmi spunea domnul viceprimar că nu mai este vicepreședinte PNL și că este membru ALDE de 3 zile, spunând în același timp că îl forțez să vină la o altă emisiune. Nu, eu nu vă forțez, domnul Vigil, dacă vreți veniți, dar important e să vă invit. Și pe urmă noastră vedeți dacă acceptați sau nu. Era tendențioasă. Da, era tendențioasă asta. Remarcă-l de noastră. Vreau să vă spun următorul lucru. Mi-ați deschis apetitul pentru că acum câteva zile am avut o emisiune cu Eugen Marici, administratorul public al orașului Hațeg, alt membru PNL, care mi-a zis că a plecat pe fondul nemulțumirilor și așa mai departe. Vreți să vorbim cu cărțile pe față? Puteți, sunt convins că puteți duce o discuție de genul ăsta. Orice, cu cărțile pe față. Ceea ce am vorbit până acum și ce voi vorbi, păi și dacă nu vrea, sunt responsabile. Sunt, domnul Gelu. Că așa vă spun prietenii, domnul Gelu, nu? Da, mulțumesc, da. Deci, totuși te păstrăm tonul oficial. Domnule viceprimar, ideea este următoarea. Eu știu, pe surse, și nu numai pe surse, că dumneavoastră și alți membrii PNL, Hațeg, ați fost nemulțumiți la un moment dat de propunerea pentru candidatul pentru funcția de primar la Hațeg. În urma acestor nemulțumiri, firește, ați încercat să discutați, să schimbați apele, vă rog. Nu, n-am pretenția să vă corectez aici, dar nu de propunerea, de impunerea. Cred că ar fi cuvântul mai potrivit. Dacă noi care suntem, care suntem acolo știm. Că eu, dacă era vorba de o propunere, atunci era o propunere, era o competiție în cadrul partidului, dar a fost o impunere. S-a plecat cu o propunere. Dar cine a impus? Dar s-a impus. Cine? S-a impus de președintele organizației locale și județene. Cei doi, președinte Hațeg, președinte... E afirmația noastră, eu nu pot să o contrazic. Mă gândesc că fiind în birou local aveți și probe în sensul ăsta. Dacă era așa, asta am susținut mult și ceilalți colegi ai mei care au plecat la ora actuală, dar n-am avut sos de izbând, am zis să facem o competiție internă. În competiția internă n-avea loc ce să caute alții. Până acolo s-a ajuns să-l pună și pe Pasconi Valentin, secretarul primăriei, să-l pună în sondaje. Pe domnul Ungur Valer, care lucrează la finanțe. Pot să mai dau nume? Pe domnul Botca Adrian. Și de la Plus. Și domnul Pușcaș Adrian, Emilian. Așa. A fost și el. Păi atunci asta nu a mai fost competiție internă. Domnul Pușcaș e candidatul propus în momentul ăsta. Da, n-a mai fost competiție internă. A fost pus tendențios. Și în tendențios momentul... Tendențios au impus. Atenție. Da. În momentul când au fost propuși prima dată din partid, eu mi-am exprimat, chiar domnul primar zice, am înțeles că vicele vrea să candideze. Mai este cineva? Și nimeni nu și-a mai exprimat dorința de a candida. Și atunci au zis... Dar de ce nu și-a mai exprimat nimeni? Nu știu, asta întrebați-l pe domnul primar. Nimeni. Și atunci a zis, nu, domnul Micloșon, trebuie să intrați sub dumneavoastră în sondaj. Zice, nu, domnul primar, eu nu vreau să candidez. Trebuie, zice, să fie și o femeie, să vedem ce scor aduni. Deci, de aici s-a văzut... Așa, ați băgat-o și pe cum o cheamă pe doamna de la... Doamna Micloșon. Doamna Micloșon. A fost și ea în... A fost și domnul Basarabă, Petre. A fost și el trecut. A zis, trebuie să fie. Deci, chipurile să îmbrace cumva această impunere că ar fi o competiție internă. N-a fost competiție internă, că a fost o impunere. Și pe urmă, ni s-a prezentat sondajul care a spus, da, așa stau procentele și cel mai bine plasat este domnul Pușcaș și el va fi candidatul, nefiind la ora respectivă nici membru PNL. A urmat pe urmă o altă întâlnire în care el și-a depus adeziunea și a fost făcut membru PNL. Deci, atunci ne întrebăm de ce foștii colegi
au plecat din PNL? Sau n-ar trebui, cred că mai bine spus, n-ar trebui să ne întrebăm și concetățenii noștri să își dea singur un răspuns sau să le dea un răspuns. De ce la ora actuală, cu subsemnatul, am fi 4 sau eu chiar pot să spun 5 din 9 consilieri care nu mai suntem în, și nu ne mai regăsim în echipa PNL-ului? 5 din 9? Da, la ora actuală. Păi va fi ședința de Consiliu Local luna asta. Da, toți... Ce încă... consilieri mai stăți noastră acolo? Și luna trecută toți au fost și încă dacă îmi stăți membru al de acum, bine, n-aveți drept de vot sau aveți drept de vot? Am drept de vot. Cum votați acum? Totuși, e de apreciat că eu votez deci, proiectele... Deci pe bune nu mai înțeleg situația. Eu spuneți cum se va ține ședința. Votez și vom vota proiectele pentru orașul Lațic. Nu eram nici joi când am avut ședință și am condus. Păi nu că teoretic acum PNL-ul ar trebui să vă retragă sprijinul cu o lună înainte de alegeri, să vină nu deci, știu care. Deci legii nu se mai poate păi retrage mai cu 6 luni da. Înainte și nici colegii mei și rămâne sunt, același Consiliu. Nu și-au dat demisia că altfel s-ar bloca Consiliul și n-ar mai putea să meargă proiectele înainte. Domnul Viorel, Demian, domnule viceprimar, domnul Geru, am o întrebare pentru asta, îmi stă așa pe limbă. Membru PNL, mână în mână fost. Cu Mărciu. Ați fost membru PNL 8 ani de zile, sau mai mult, cred că de 8 ani. 16 ani. V-ați plimbat de mânuță cu domnul Marcel Adrian Goia pe stradă, vorba vine de mânuță. L-ați lăudat. Ați spus că e un primar excepțional, că merită să câștige și așa mai departe. Și vă rog să mă credeți că nu vă pun întrebarea asta tendențios. O să înțelegeți ce vreau să spun în secundele următoare. Acum 8 ani de zile, când ați făcut echipă cu PNL-ul, unul din sloganurile dumneavoastră a fost să înlăturăm dictatura lui Timiș, care la vremea aia era primar. În acest moment, dumneavoastră îmi spuneți într-un anume fel că în PNL Hațeg a fost o anumită dictatură, adică ați scăpat de naiba și ați dat de tasul. Puteți spune lucrul ăsta? Nu. Deci nu foarte pot să spun. Foarte pe scurt, vă rog să răspundeți. Dacă era dictatură, eu am fost și foarte deschis și de atunci am fost singurul în momentul când a fost propus, că eram la acea ședință, domnul Adrian Pușcaș să fie primit ca membru, am fost singurul care am ridicat mâna și am spus vă rog să consemnați în procesul verbal, nu sunt de acord. Dar nimeni nu m-a întrebat că de ce. Pentru că eu veneam cu următoarea întrebare. Dați-mi și mie două, trei motive în care să fiu de acord. Nu doar acela că a avut un sondaj mai bun, că eram cu doctorul Pavel, colegul consilier. La un moment dat am propus domnului Lucian Heiuș, noi doi vom plăti un om sondaj. Sunteți de acord? Și au spus, nu mai am timp, este foarte scurt acum. Și nu trebuia pe banii nici a partidului, nici a nimeni. Noi plăteam un sondaj să fie o casă de sondaj imparțială și să facem un sondaj intern, spuneam noi, cu oamenii noștri. Adică, chiar așa, Partidul Național Liberal n-a avut un om, o trebuie să aducă un om care a fost în USR, din USR a plecat în ALDE și de la ALDE să vină la PNL, că și-a vrut cu orice chip să fie și să ajungă primar. Uitați aici, puteți să notați și să scrieți. Nu o să ajungă domnul Pușcaș primar. E, de ce spuneți lucrul ăsta? Păi da, am, nu sunt am și eu. Acum. Nu sunt eu Nostradamus, dar dezamăgirea hațiganilor și a felului cum s-a lucrat și a celor din PNL este destul de mare. Adică, dumneavoastră încercați să-mi spuneți acum că PNL-ul e rupt în mai multe bucăți? Eu nu încerc. Cred că dumneavoastră vedeți și toți văd. Pentru că colegi din PNL au plecat la alte partide, eu v-am spus, am plecat la ALDE și am spus, domnule, de câteva ori mi-am exprimat public și colegii mei sau foștii colegi au luat act de asta și am spus, eu nu voi susține pe domnul Pușcaș pentru candidatura care este propus la primăria orașului Hațeg. Îl voi susține ca motivele mele. Și nimeni nu mi-a dat motive să mă lămurească cu calități ca să fiu de acord. Spuneați de domnul Marcel Goia. Da, am fost o echipă și s-a dovedit și hațiganii au avut încredere în noi și am mers și am lucrat împreună 8 ani de zile pentru că... Și ați ajuns la divorț. Divorț. Domnul Goia și-a exprimat mult mai repede intenția lui de a nu mai candida
Și eu în momentul acela am spus, dacă tu nu vei candida, atunci mă reorientez ce voi face. Și în cele din urmă am spus, vreau să candidez. Și mulți mă întrebau unde. Deci v-ați dorit să candidați noastră? Păi am zis, domnule, să văd cine vine, care sunt cei care doresc. Am așteptat. Mi-am exprimat dorința. Chiar domnul primar a zis, am înțeles că vicele vrea să candideze. Atunci n-a mai zis nimeni. Mi s-a părut să fie logic și normal așa. Nu pot să spui că poate eu am așa, am făcut-o prea cu multă pacoste. Sunt membru PNL de atâta vreme, da. Dar încerc am fost, da, puțin deranjat de felul cum s-a lucrat. Am înțeles. Bun, și acum sunteți la ALDE. Veți candida la primărie din partea ALDE? Deci a fost o perioadă în care, chiar dacă n-am fost membru ALDE, discutasem cu cei de la ALDE și câteva săptămâni în urmă am spus că voi candida din partea lui ALDE la primăria orașului Hațic. Deci e un lucru stabilit, însă, candidat. Însă, așa. Însă, în urmă cu câteva zile și mai cu câteva 24 de ore în urmă, am decis la nivel de oraș Hațec să susținem pentru funcția de primar candidatul PSD. Iar noi, ALDE, vor merge cu listă separată de consilieri, atât la nivel local, cât și la nivel județean. Și în toată asocierea asta noastră, în toate înțelesul, deci vreau în continuare să candidez, voi fi pe lista la ALDE și cred că am experiența celor 8 ani în spate și dacă va fi un număr corespunzător de consilieri din partea lui ALDE și PSD, să fiu nominalizat pentru postul de viceprimar. Da, v-am spus deschis. Da, foarte asta deschis. Asta este dorința și înțelegerea pe care o avem astăzi. Nu știu cum să-i spun, un moment de sinceritate sau un moment sincer, că sunt două conotații diferite. Viceprimarul orașului Hațeg, da, e un pic de râs. Și vă spun și de ce e de râs. Vă spun acum, dumneavoastră, poate mă contraziceți că ați făcut-o și, desigur, accept orice contrazicere cu argumentele de rigoare. Deci spuneam că e un pic de râs pentru că 16 ani de zile în PNL, de dreapta. Da? Da. Acum, membru ALDE, susținând taman un candidat PSD, PSD pe care dumneavoastră cu care dumneavoastră timp de 16 ani de zile v-ați luptat. Aici e asta, ceea ce spun eu va gândi oricine. Am dreptate sau nu? Da. Deci oricine care analizează membrii partidului ALDE vom vedea că la origine sunt majoritatea din PNL. Iar în alianța aceasta, în înțelegerea aceasta care am făcut-o, și cred că îmi veți da dreptate și mulți îmi vor da dreptate, la nivelul orașului Hațeg, unde sunt 9600 de alegători și din care vor participa în jur de 6000 plus minus la alegeri. Doamne, știi ce interesant? Că la Hațeg o să iasă primar cu număr de voturi cât un primar de comună mai mare. O fi. Vă spun eu. Domnul Simeon, vă rog. Toți vor analiza și vor pune în față și vor alege omul. Deci nu contează la alegerile locale și pentru postul de funcția de primar, nu contează așa de mult partidul cât omul. Dar bineînțeles că ei vin și asta a fost să vină, vine în spate cu o zestre, Partidul Social Democrat are o zestre mai mare decât are ALDE. Și atunci, desigur că s-au pus în balanță toate acestea și am ajuns la următoarea formulă care în premieră v-am prezentat-o, da, aici. Da, e în exclusivitate, ca să spun așa, că da. Nu cred că ați mai fost pe undeva. N-am mai fost și nu știu. Chiar dacă au fost unii din foștii mei colegi deranjați, l-au sunat pe președintele Moloț, l-au întrebat, i-au zis. Așa, că da, ce? Pentru că de ce m-au primit? Deci, nu vreau să spun, dar
puteam să mă duc și la alte... Domnul și el prezent săptămâna viitoare, da, într-o emisiune. Da, și la alte partide aș fi putut să mă duc. Dar am stat destul de mult. Credeam că totuși în ceasul al 11-lea, să nu zic că 12-lea, cei de la PNL se vor trezi, vor analiza, nu să mă nominalizeze pe mine. Nu asta a fost supărarea, că de ce nu sunt eu. Dar trebuia să fie un om din partid și Partidul Național Liberal nu mai era așa fragmentat. Așa cum spuneați că am fluturat mult galbenul prin hații în 2010, am fost o mână de oameni. Am fost puțini. Am fost poate foarte vizibil și trebuia să ieșim să fim vizibili. Și pe urmă am devenit mult mai mulți. Acum nu ne întrebăm colegul Basarabă de ce a plecat, Pavel, păi și de ce a plecat. Domnul Basarabă e interesant că domnul Drăguiescu este și el PNL, dar e pe bannerul PMP-ului. Domnul Cristi Florea, care era și el, vicepreședinte, a plecat vorba. La PMP-ul. Cred că despre asta era vorba. O să-l limit pe domnul Basarabă într-o emisiune, dacă vrea să accepte să vină. Domnul Basarabă, tot pe motiv de nemulțumire, a plecat. Nu pot să răspund în numele nimănui și nici nu, păi vreau nu, dacă să fac. Am văzut că el e pe bannerul PMP-ului și PMP-ul în Hațec susține candidatura domnului despre care vorbiți noastră. Da, da, posibil efectiv domnul Basarabă să aibă altă opțiune. Chiar da, dacă mă rog, este și nu acceptă principiile. Dacă nu putem. Stau de vorbă cu el și e de pentru ceva, altă de ceva discuție. Am spus că sunt foștii mei colegi, oameni cu care mă întâlnesc mereu, ne respectăm, mă respectă, i-am respectat și sunt oameni de bună credință. Și sper ca să fie și să agreeze probabil în cele din urmă mai mult latura lui Alde decât a PMP-ului sau USR-ul sau Plus. Dar spuneți-mi și mie, că nu vă înțeleg. Ați fost viceprimar 8 ani. Văd că ciclul la Hațe cam ăsta e 8 ani, două mandate și pe urmă, pa, următorul. De primar. Cam și la viceprimar. La viceprimar se mai, chiar mai des, poate. Noastră ați rezistat. Ce vă trebuie, domnule, politică? De ce funcție în administrație publică locală? Care e povestea? Să revin la întrebările care mi se puneau și acum 8 ani sau 10 ani? Nu, răspundeți la asta de acum. Da. Dar cred că cu capacitatea mea, puterea mea, cunoștințele mele, cred și sunt convins și am adus un plus orașului, în care, valoare, orașului în care, un plus, am spus atât, orașului în care locuiesc. Eu nu am fost să lucrez la multinaționale și acum să vin să spun că vreau să dau ceva orașului ce mi-a dat. Eu am ales să trăiesc în orașul Hațec. Că asta cu vreau să dau orașului înapoi ce mi-a dat mi se pare o mare porcărie. Ce ți-a dat, mă-ți, orașul? Da, în emisiunea dumneavoastră a spus-o. Nu, am văzut că e un slogan. Au mai spus-o și alții. Da? Okay. Sau mai spun și alții pe Facebook. Dar mi se pare o mare porcărie. Deci, ce ți-a dat orașul? Deci mi-am propus, chiar dacă aș fi fost eu candidatul pentru ALDE, susținut, știu de două, trei partide, n-aș fi avut și nu mi-am propus niciodată să vin și să dau în contra candidații mei. Eu vă spun, eu spun ceea ce am făcut, se vede, ceea ce vreau să fac, să fac, păi, parte din echipă. Într-un fel, m-am conformat, eu am lucrat. Asta să vă spuneți ofu. Nu știu cum a reușit. Da, v-am spus câteva lucruri în premieră care poate îi surprinde pe unii sau îi enervează pe alții, dar așa stau lucrurile la ora actuală. Partidul Național Liberal este destrămat, este rupt. La Hațec. Vorbim la Hațec și este așa cum se vede. Nu știu, când domnul primar a spus că nu mai candidează, atunci s-au împărțit în stânga, în dreapta, se putea, eu zic că se putea din nou închega și aduce la un numitor comun, așa a fost să fie și probabil după atâția zeci de ani să mai fie... Care zeci, că sunt 8? Nu, vorbesc zeci de ani când primăria orașului Hațec a fost câștigată de PNL, probabil să mai fie câștigată și de o coaliție PNL-PSD. Că știți, USR-ul n-a funcționat la Hațec. Chiar dacă eu cu domnul Puiu Badea am semnat pe județ primul protocol, el a fost încălcat. Pentru că noi nu am acceptat candidatul propus de PSD la data respectivă și atunci, chiar dacă la nivel județean și național s-a mers pe candidați comuni, la Hațec s-a mers pe candidați separat. Și iată că acum nu trebuie să fie un protocol scris
și când mergi la drum cu oameni de cuvânt și de omenie, bați palma și mergi înainte și se poate face treabă bună. Și eu cred că vom face treabă bună. Da, e interesantă noua orientare, pentru că, iată, dumneavoastră vă orientați spre un partid care vine cu un candidat fără experiență în administrația publică locală. Bine, nici cel de la PNL nu are experiență în administrația publică locală. Poate tocmai aici este rolul meu, ca să, ceea ce v-am spus. Bun, acum, candidatul PSD-ului, potențialul candidat al PSD-ului a fost ceva vreme consilier local al PSD-ului. Da, a fost ultimii 4 ani. Deci chiar așa, are un atu în plus față de candidatul PNL-ului, care n-a fost niciodată consilier, a trecut numai așa. Bun, dar despre asta voi vorbi personal cu potențialul candidat. Nu, eu vreau să vorbesc despre dumneavoastră. V-am spus, mi se pare surprinzătoare mișcarea dumneavoastră, deși eu într-un anume fel o anticipam. Și știți bine cu anticipăm, pentru că am mai discutat în perioada asta de vreme în care, nu e un secret, eu port discuții telefonice cu primari, cu viceprimari, îi chem la emisiune, îi întreb ce fac, unde se duc, cum vă... Da? Așa este. Și n-ați constatat și n-ați văzut sinceritatea mea și întotdeauna v-am spus, da, vreau să candidez, văd, mă orientez. Da, dar mă surprinde ce spuneți astăzi, că nu candidați la primărie, deci da, asta m-a surprins. Pentru că probabil ca să... și foștii mei colegi să vadă că n-a fost o ambiție prostească a mea, n-a fost că mi-am pus eu că vreau să fiu... Dar-ți, permiteți-mi să vă spun, că i-am spus la cineva, nu vreau să mi se scrie pe în cimitir fostul primar sau ceva, n-am ținut niciodată la chestii de astea. Nu, dar da, trebuia să dau și expresia așa, aceasta așa la extremă. Pentru că am vrut ca să fim echipă, să mergem împreună și credeam că dacă rămâneam în continuare echipa cea unită, PNL-ul avea mai multe șanse să câștige primăria orașului Hațeg. Deci, ca să concluzionăm, Viorel Demian nu mai face parte din PNL, nu mai are nicio treabă, ba, din momentul ăsta chiar le declară cu ghilimele de rigoare război. Vreau să vă spun ceva iarăși în primere și să poate să mire. Scurt. Cu un membru PNL care îmi purtam într-o seară mesaje, discuții prin mesaje și pro și contra în cele din urmă mi-am spus, să știi ce, aștept momentul când cei care sunt la ora actuală în PNL sunt niște, îs numiți de unii, nu de mine, oportuniști și vor pleca să vin să stâng lumina la partid. Asta a fost urâtă. Dar în ce sens o stingeți? O am scrisă pe telefon. Deci nu vă vorbesc. Dar ce înseamnă să stingeți lumina? Este așa o vorbă în popor. Păi când îi stingi la unul lumina e cam... Nu este lumina? Păi stingeți lumina partidului, nu cuiva anume. Partidului, normal. Da. Cred că ați înțeles și înțeleg toți da, sensul. Da, da. Deci când acum este pe topogan în jos organizația PNL Hațeg și când va ajunge jos de tot se vor împrăștia și atunci trebuie cineva să... Bun, deci nu candidați la primărie, nu mai aveți nicio treabă PNL-ul, ba chiar va trebui să intrați în competiție electorală, ceea ce înseamnă răzbel de-a dreptul, mai mult sau mai puțin. Nu mi-am propus și nu voi face. Da? Candidați pentru funcția de consilier local pe listele altui partid, nu mai avem timp, l-am și depășit. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și eu o să vă mai invit și altă dată, dacă acceptați să mai veniți. Cu siguranță voi veni, pentru că mi-am propus multe alte lucruri să le discutăm astăzi. Concluzionăm, Hațegul încotro. Înainte. Stimați respectatori, cu o nouă echipă. Viorel Demian, viceprimar orașului Hațeg, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Sivan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Chiar a fost o discuție interesantă, mi-aș fi dorit să rămână mai mult, dar asta e. Până data viitoare, numai bine! Îmi permite să-i salut și eu, să vă târziu. Salut pe toți concetățenii mei, le doresc multă sănătate, să le dea Dumnezeu numai bine și sper să ne întâlnim pe străzile orașului Hațeg și nu uitați, voi candida, voi fi alături de voi. Asta le spuneți în campania electorală, domnule primar. Mulțumesc și eu pentru prezență. Rămâneți cu Capital TV.